Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să mă murdăresc pe mâini și am venit la un serviciu să-mi schimb singur uleiul. Am închiriat elevatorul pentru o oră și schimbăm următoarele componente. Am cumpărat ulei original Mercedes cu formula pentru motorul meu, bușon nou de la baia de ulei cu garnitură și filtrul de ulei. Eu procedez în felul următor. La intervalul de 10.000 de kilometri schimb uleiul și filtrul de ulei și la intervalul de 20.000 de kilometri schimb absolut toate filtrele și uleiul din nou. Odată trebuie să desfacem acest capac, această jumătate de capac a motorului. Aici se află filtrul de ulei. Avem nevoie de o cheie specială tip floare ca să îl putem desface. Haideți să vedem cum arată un filtru de ulei după 10.000 de kilometri. Cam așa, este destul de curat. Cum se scoate asta, cam așa? E grea viața de mecanic. Haideți să vedem încă o dată filtrul, mai de aproape. La benzină nu... Îl arată negru ca la motor. E bine, nu e. Așa, cum trebuie să curățăm asta? Să-l ștergem? Rețineți, eu sunt începător în ale acestei meserii. Fac din pasiune ceea ce fac. Scoți inelul de aici, da? Inelul de aici și cu inelul de aici. În filtru trebuie să prima dată scoți filtrul, verifici dacă este la aceeași lungime și același diametru cu cel vechi. Ai grijă să nu murdărești ca să poți să-l trimiți înapoi dacă eventual nu e bun. Diametrul, ia vezi, sunt la fel. Același diametru. Verifici în cutie să vezi dacă are setul de garnituri. E ok, bun. Și acum? Putem să ne apucăm să scoatem prima garnitură. Șterge odată canalele. Acum desfaci garnitura mare prima dată? Da. Să ai grijă să fie intrat în canalul special acolo jos. Da, nu. Verifici de jur împrejur. Așa. Este ok. Da. O duc jos? O să o lași acolo și... Așa, garnitura așa. Sus. Acum, jumătate. Îți faci un pic de ulei. Da. Și dai cu degetul după garnituri. Atât, e suficient. Așa. De ce se dă cu ulei pe... Ca să intre mai ușor și să nu ai surpriza să-ți apuci un pic din garnitură să ți-o ciupească presiunea de ulei, să faci filtru de ulei. Acum, unele filtre au cătare. Poate să intre numai într-un simplu sens, da? Și aici să aibă o gâtul un mai îngust decât celălalt și nu poți să-l bagi. Și asta trebuie verificat. Deci e la fel. E la fel. De regulă să pune... Cu scrisul în sus? Cu scrisul în sus când desfaci să... Acum apeși până la urmă că face clac. Mai bine. Ala a fost. Bun. Da. Acum îl înfiletăm, dar... Da, uleiul s-a scurs, deci nu mai probleme. Îl înfiletăm. Nu închid din geometrică. Da, păi de la 25 de minute nu are asta. Strângi la mână, că nu ai. Când simți că nu mai... Cam atât, da? Da. Deci filtrul l-am schimbat. Urmează să ridicăm mașina pe elevator și să dăm drumul la uleiul din baia de ulei. Am pregătit elevatorul, ridicăm mașina.
Cam așa. Haideți să vedem ce avem pe dedesubt. Avem nevoie de un... cât e ăsta? Un 13? Nu e 13, 8. Nu, 8. Ca să dăm ambele scuturi jos. Ah, uitați. Cam așa arată. Între timp o să prime și cheia de 8. Desfacem astfel toate șuruburile ca să avem acces la baia de ulei. Așa, primul scut este dat jos. În sfârșit ultimul șurub. Și acum avem acces direct la baie. Ai grijă că arde. Ai mare grijă la desfacere. Acu ai grijă. A fost. Cam așa arată uleiul după 10.000 de kilometri. Parcurși în Germania. Uitați aici mai exact pe cheie uleiul. Spuneați-o puțin aici. Deci vedeți că nu este negru. La benzină nu face negru că la... Benzinarele turbo înnegresc uleiul. După cum v-am zis, avem bușon nou și garnitura nouă. Garnitura este din cupru. Trebuie să fim foarte atenți în momentul în care înfiletăm ca să nu stricăm filetul. Rețineți, aici poți să-ți închiriezi elevator și să lucrezi singur la mașină. Bineînțeles, să vii cu scule la cască. Da. E cel mai indicat. Cât de tare trebuie să strângem? 25 de newton trebuie, dar la mână... Dar nu avem cheie dinamometrică. Da. Un pic să simți că e... Mai... Mai... Atât. În acest motor intră 6,5 litri de ulei. Prima dată punem un bidon de 5 litri, vedeți că este sigilat. Deci uleiul este Mercedes-Benz 5W40. Acest ulei ne-a rămas de la schimbul precedent, adică în aprilie. Nu este foarte vechi, are câteva luni. Este ok pentru a completa. I-am pus locul, lăsăm câteva minute, verificăm pe jojă și după aceea îi dăm cheie. Pare că este la jumate. La jumate. Mai lăsăm puțin să se așeze cum trebuie în baie, verificăm o dată și după aceea pornim. Haideți că mă duc să-i dau o cheie. Am montat și ambele scuturi. Cam acesta a fost schimbul de ulei. Cum am zis, am schimbat filtrul de ulei, uleiul, mai verificăm bușonul nou. De ulei să vedem unde e. Da, la final verificăm din nou uleiul. Sper că am strâns absolut toate șuruburile. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, eu sunt John, v-am salutat. Ciao, ciao. La revedere, John.